Într-o postare pe Facebook, medicul estetician spune că de la începutul pandemiei a făcut tot ce i-a stat în putință să ajute. Nu trece zi fără să nu fiu atacată, să nu mi se spună impostoare, mincinoasă și alte lucruri. Tot ceea ce am făcut până acum, am făcut singură. Mai departe, am nevoie de colaboratori. Lupta este inegală. Mă lupt cu niște forțe inepuizabile care folosesc banii publici, adică ai noștri, ai tuturor. Eu, de una singură, sunt epuizată. Orice donație mă va ajuta pe mine ca să vă ajut pe voi a scris medicul pe Facebook. Mulți dintre urmăritori spun că o susțin pe soția milionarului Viorel Cataramă. Au curs însă și comentariile ironice sau cele prin care oamenii o acuză pe Adina Alberts că profită de naivitatea admiratorilor. Să vă fie rușine, mor oameni din cauza unora ca tine. Acum vrei și bani. Doamnă, care sunt forțele acelea inepuizabile cu care vă luptați? Care este binele pe care îl faceți poporului sau adepților? Cereți bani pentru ce? Sunt doar câteva dintre comentarii. Adina Albert este cunoscută pentru poziția Controversate cu privire la tratamentul administrat bolnavilor de COVID-19. Ea spune că oamenii sunt tratați aiurea și că ar trebui să ceară ivermectină, un medicament antiparazitar neautorizat pentru tratarea COVID, despre care a vorbit și la legile puterii. Deci, ivermectina nu este o, un medicament de uz uh, uh, veterinar și atât. Nici vorbă. Eu, când eram la Floreasca, uh, rezidentă, am folosit ivermectină la persoanele cu râie și am avut suficienți pacienți. Mai mult, medicul spune că vaccinurile aprobate până acum sunt experimentale și nesigure. Pentru aceste afirmații, Adina Albert este cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor, după ce mai mulți colegi de breazlă au depus plângeri.